Acatistul Sfântul Ierarh Nifon al Constanţianei. Condacul 1. Cel ce ai fost ales din tinerețile tale să slujești lui Dumnezeu cu credință, cu nădejde și cu dragoste sfântă, a învins toa sfântă dragoste, ai învins toate patimile, ai trecut toate obstacolele vieții acesteia, trecătoare, făcându-te vas ales al Domnului Sava, iar ca cel ce ai multă răzneală, care bunul Dumnezeu, roagă-te și pentru noi ca să-ți strigăm, bucură-te, Sfinte Ierarh Nifon al Sfinte Ierarh Nifon al Constanţianei, mare văzător cu Duhul. Condacul vrem să spun Icosul 1. Tatăl nostru cel ceresc, Tatăl nostru cel ceresc, cunoscând sufletele și inimile aleșilor săi, a vedeat cu înstărășnicie lucrarea harului pe mânt să te naști într-o familie bună din Egipt. Tău fiind guvernator pe nume Aga, ți-a dat la învățătură în Constantinopol, locuind în casa generalului Savas, unde ai început să înveți cu multă sfintele scripturi. Apoi, mergând în biserică, ascultai cu multă evlavie toate slujbe, iar viețile sfinților le cântai cu mult sete, ajungând să fii înțelept de tânăr, iar noi îți cântăm așa. Bucură-te că ai născut în Egipt, bucură-te că tău a fost guvernator, bucură-te că ai dat la învățătură, bucură-te că ai învățat în casa guvernatorului Savastie, bucură-te că ai învățat în casa guvernatorului Savastie, bucură-ți scriptură, bucură-te că te-ai dus la Sfânta Biserică, bucură-te că ai evlavie la Domnul Dumnezeu, bucură-te că ai aflat cine erau sfinții.
Bucură-te că din tinerețe ai citit viețile sfinților, bucură-te că ai devenit înțelept, bucură-te că ai fost foarte scârbunicios, bucură-te că ai avut mult folos sufletesc, bucură-te, Sfinte Erahe, din al Constantinei, mare văzător cu Duhul. Conacul al lui. Din tinerețe ai îmbinat vile materiale cu ce duhovnii, ajutând cei săraci, înțelesind zlindu-le cele de trebuință, iar mai târziu te întrebai dacă vei putea dobori în ispitele, iar noi merenie căluia. Icosul al doilea, făcându-te flăcămare și înțelept, soț generalul Sevastie a vrut să te înfieze, promițându-ți averea, iar tu, fiind dornic de avere, ai refuzat, drept pentru care te-a pe mâna un conom care te-a dus păcat, iar tu, mai târziu, dându-ți seama de greșelile tale, ai luat-o cu râvnă pe calea pocăinței, gândindu-te cu nădejde care, auzind rugăciunile tale, te-a scăpat din nevoie, iar noi cu toții cântăm așa. Bucură-te că ai îmbinat rugăciunea cu facerea de bine, bucură-te că ai ajutat pe cei săraci, bucură-te că te-ai gândit să dobori ispitele lumii, bucură-te că nu ți-ai lipsit inima de averile lumii, bucură-te că te-ai gândit la cele cerești, bucură-te că ți-ai dat seama de păcatele făcute, bucură-te că ai văzut calea întoarcerii, bucură-te că te-ai lupt duhurile, că ți-ai aplicat singur ca de pocăință, bucură-te că ai pare cerească, bucură-te că te-ai rugat, bucură-te că te-ai ajutat milostii sfinte, bucură-te, Sfinte Erahe, nifon al Constanției, mare văzător cu Duhul.